Începând de astăzi, cartea de identitate nu mai este suficientă pentru a călători în Marea Britanie. Pașaportul devine obligatoriu cu câteva rare excepții. Discută acest subiect cu Marcela Ferraru, editor corespondent al F News la Paris. Marcela, cum ne pregătim de acum înainte dacă vrem să intrăm în UK? Bună ziua, da, trebuie să fiți foarte atenți. Aceasta este a ena consecință, ca să spun așa, a Brexit-ului și știam că va veni încă de la începutul anului, de la 1 octombrie, deci începând de astăzi, ca să intrați în Marea Britanie, aveți nevoie de pașaport, cartea de identitate nu mai este suficientă, cu câteva foarte rare excepții. Trebuie să știți de asemenea că dacă vreți să stați în Marea Britanie mai mult de 6 luni, aveți nevoie și de viză. Autoritățile urmează să pună online cât de repede, dacă nu cumva s-a și întâmplat în această dimineață, formularul pe care trebuie să-l completați în cazul în care vreți să stați în Marea Britanie mai mult de 6 luni. Atenție, și pentru copii este nevoie de un pașaport care să fie valabil pe toată durata șederii în Marea Britanie. Și care vor fi excepțiile de la prezentarea pașaportului? Există 3 astfel de excepții. Prima dintre ele ne privește mai puțin. Este vorba de muncitorii care au un permis de lucru transfrontalier, deci dacă sunt vecini cu granița Marii Britanii. Dar, de asemenea, deci aceștia pot intra pe bază de carte de identitate. De asemenea, pentru sistemul de reîntregire familială, deci dacă familia dumneavoastră se află în Marea Britanie și vă duceți să vă alăturați familiei și de asemenea în cazul în care aveți îngrijiri medicale care se află în curs în Marea Britanie, puteți intra pe baza cărții de identitate.